Primarul Sucevei Ion Lungu se va întâlni la București cu oficialii Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, în fața cărora va insista pe accelerarea demersurilor pentru materializarea viitoarei rute de ocolire a reședinței de județ. Proiectul celei de-a doua centuri ocolitoare are în obiectiv traseul DN85 Ipotești-Bosanci, traversare râul Suceava-Salcea și va prelua traficul dinspre Fălticeni, spre Botoșani și invers. Studiul de fezabilitate întocmit în anul 2009 de o firmă din București va trebui reactualizat. La acea dată, valoarea estimată a investiției fiind de circa 38 milioane euro. Am mai fost zile trecute, în cursul zilei de luni, și am mai refăcut încă o dată traseul acestei rute ocolitoare numărul 2. Ea, înainte de acel drum asfaltat, care e aproape de cumpărătura, mai înainte este tot un drum de căruță pe românești, acolo se face la stânga și se merge pe lângă prin Ipotești, prin Iazul la Ipotești, pe Imaș la Tișăuț, să ajunge pe malul apii. Sigur că studiul de fezabilitate trebuie actualizat. El are valoare de 38 milioane de euro în anul 2009, când a fost făcut de către firma Consitrans, o firmă, mă rog, profesionistă de la București. E clar că el trebuie actualizat pentru valorile financiare, mai special, care să fie valabile astăzi. Vom discuta acest lucru, deci vineri la ora 10 la București. Proiectul celei de-a doua centură ocolitoare are în obiectiv traseul drumul național 85 Ipotești-Bosanci, traversare râul Suceava-Salcea și va prelua traficul dinspre Fălticeni spre Botoșani și invers. Investiția urma a fi promovată pe axa 6, reabilitarea și modernizarea rețelelor de drumuri de importanță regională și locală, centuri a programului operațional regional, în cadrul căreia la nivelul regiunii de dezvoltare nord-est era prevăzută suma de 113,4 milioane euro.